Bună seara, Valea Julie, bună seara tuturor celor care de la această oră urmăriți emisiunea Verde în Față. Mulțumim celor care ne urmăriți pe Capital TV și celor care ne ascultați pe Capital FM 92.5. Mulțumim și celor care ne urmăriți pe internet la adresele cunoscute, capitaltv.ro și capitalfm.ro. O seară de miercuri în care ne-am propus să avem aici, alături de dumneavoastră, doi dintre cei mai importanți lideri sindicali din Valea Julii, pe linie minieră. Este vorba de domnii, cred că nu contează ordinea, am să încep cu cel mai, să spunem, cu experiență dintre noi, să nu spunem mai în vârstă, domnul Zoltan Lacătoș, președintele SMVJ. Bună seara! Bună seara, vă mulțumesc de invitație! Și domnul Petre Nica, președintele sindicatului Muntele. Bună seara! Bună seara, felicitări pentru inițiativă! Da, așa, după cum știți, stimați telespectatori, cei care urmăriți Verde în Față, acum câteva săptămâni l-am avut invitat aici pe domnul Zoltan Lacătoș și pentru că au fost multe discuții, unele în contradictoriu privind anumite divergențe între cele două sindicate, între cei doi președinți, am considerat că cel mai nimerit este faptul să îi aducem aici în studio și dumnealor să se confrunte, dar nu o confruntare cum ar crede unii, cu sânge, cu pumn, cu urlete. Sperăm să fie o confruntare civilizată de opinii, de idei, de schimbări, de schimburi de replici, să spunem, și din toate acestea să câștige până la urmă sindicatele miniere. Practic, ambii domni reprezintă până la urmă acești mineri care, puțini care au mai rămas și care sunt din ce în ce mai puțini, din păcate. Bun. Acestea fiind spuse, mai am o singură chestiune de spus, pentru că unul dintre invitații nu a dorit să preluăm telefon în direct, undeva pe bună dreptate, nu o vom face, dar așteptăm mesajele noastre, puteți suna la numerele obișnuite, 544100, 544200, cu prefix 0254 în față, și să lăsați mesaj cu o întrebare directă adresată unuia dintre invitați sau ambilor. Și din regie va fi adusă aici întrebarea și voi citi mesajul, iar invitatul sau invitații vor răspunde. Bun. Domnilor, prima dată, ca să intrăm așa pe o chestiune mai normală la început, așa. Aș vrea să ne spuneți ce mai e nou în sindicatele pe care dumneavoastră le conduceți. Dacă există ceva noutăți de la ultimele întâlniri, și am să încep cu domnul Bebenica, pentru că dumnealui a fost mai de mult la această emisiune, domnul Zole a fost acum câteva săptămâni. Deci... Păi, pentru o bună informare a celor care ne urmăresc în acest moment și a celor care ne vor urmări probabil în reluare, aș vrea să clarificăm de la bun început ce reprezentăm fiecare dintre noi. Și cred că este onest din partea mea să spun ce reprezint eu și din partea colegului meu ce reprezintă el. Sindicatul Muntele reprezintă astăzi 3612 salariați din cadrul SNA și SA Petroșani, dintr-un total de 5128. Asta înseamnă Sindicatul Muntele în momentul în care stăm de vorbă, semnatar al două contracte colective de muncă consecutive și, cu acordul dumneavoastră, bineînțeles, să las și pe colegul meu, dacă se poate formula în acest fel, să ne spună ce reprezintă Liga Sindicatelor Miniere pentru Valea Julii. Da, o să ne răspundă. Acum vă întreb despre Muntele dumneavoastră, să ne dați ultimele detalii, ce mai e nou, ce ați mai făcut în ultima perioadă. Știu că sunt tot felul de negocieri cu acest complex energetic, cu această perioadă tulbure prin care trece mineritul. Da, vis-a-vis de formarea complexului energetic, lucrurile sunt extrem de clare, iar ingerința sindicatelor este una relativ destul de mică. Nu ar vrea să ieșim pe sticlă sau în presă să spunem cât de mult facem noi pentru formarea acestui complex energetic, pentru că este atributul părții administrative să ducă la îndeplinire acest lucru. Problema noastră și misiunea, sarcina noastră, este ca salariații pe care îi reprezentăm sau pe care îi vom reprezenta să își vândă, în ghilimele, forța de muncă cât mai scump, adică să avem un contract colectiv de muncă care să-i avantajeze pe aceștia și, mai mult decât atât,
din contractele colective de muncă, indiferent că vorbim de cel al termoenergeticienilor, indiferent că vorbim de cel al minerilor, să nu se pierde din drepturile și facilitățile pe care le-au câștigat până acum. Concret, domnul Nica, ce ați făcut în ultima perioadă? În ultima perioadă am încheiat un nou contract colectiv de muncă care este valabil începând cu data de 10 iunie 2013, este încheiat în baza legii 62/2011 cu un termen de valabilitate de un an de zile sau până la renegocierea unui alt contract colectiv de muncă la nivelul complexului energetic Hunedoara după ce vom fuziona. Este un contract colectiv de muncă care respectă și prevede toate drepturile și facilitățile pe care salariații le-au avut înainte de încheierea acestuia. Mai mult decât atât, cei care se pensionează din cadrul Societății Naționale a Huilei vor primi o cotă de 150 de kW pe lună, cotă de energie electrică care va fi suportată de către Societatea Națională a Huilei, ulterior de către Complexul Energetic Hunedoara. Vreau să fac specificația că în baza legii 67/2006, salariații Societății Naționale a Huilei vor putea să beneficieze de prevederile contractului colectiv de muncă atâta timp cât acesta este încheiat. Avem, cum vă spuneam puțin mai devreme, un contract încheiat, valabil, înregistrat în Inspectoratul Teritorial de Muncă, așa cum cere legea 62/2011, astfel că din acest punct de vedere reușim, cred că, să păstrăm și în continuare drepturile și facilitățile salariaților după integrarea noastră a SNH-ului în Complexul Energetic Hunedoara. Ce va urma după aceea rămâne de văzut, pentru că dorința noastră, a celor care facem parte din Sindicatul Muntele, este aceea de a ne păstra reprezentativitatea la nivel de unitate, întrucât, așa cum vă spuneam, 3612 membri de sindicat înseamnă jumătate plus mai mult decât 1 din numărul total al salariaților din cadrul complexului energetic după ce vom fuziona cu aceștia. Bun, asta jumătate plus 1 nu e ca la vot. Nu înseamnă că și dacă rămân 10 deoparte, trebuie reprezentați ceilalți. Condiția de reprezentativitate, una dintre condițiile de reprezentativitate a unui sindicat la nivel de unitate, este să aibă jumătate plus unul din numărul de angajați. Bun, asta e altă treabă, dar și dacă rămân 10 angajați și ăia trebuie reprezentați. Absolut, contractul colectiv de muncă se aplică tuturor salariaților, indiferent de sindicatul de care aparțin și indiferent dacă aparțin sau nu vreunui sindicat. Deși în acest moment contractul colectiv de muncă se aplică și celor care sunt în alte sindicate sau nu sunt afiliați la niciun sindicat. Ok. Domnul Zoltan Lacătaș, dumneavoastră reprezentați, să înțeleg, restul membrilor, nu? Stați puțin să ne înțelegem. Stați puțin că Bebe vorbește foarte frumos și plăcut și nu trebuie să atragem atenția celor care ne văd și ne ascultă într-o singură parte. Lucrurile nu stau chiar așa. Lucrurile sunt cu totul și cu totul altfel. Astăzi, Liga Sindicatului Minerii Valea Jiului este o federație care întrunește mai multe sindicate. Legea spune că poți să faci parte din una sau mai multe federații dacă îți plătești cotizația la zi. Astfel încât Federația Energetică, la care sunt afiliate celelalte sindicate, este reprezentativă prin hotărâre definitivă și irevocabilă la nivel sectorial. N-are nicio legătură cu unitatea. Deci este foarte clar că toți salariații care aparțin de Federația Energetică și parte din Ligă sunt reprezentativi la ora actuală. Nu mai trebuie să-și facă altă reprezentativitate la nivel de complex energetic. Deci lucrurile sunt clare din acest punct de vedere. Numărul de membri nu vi pot spune 100% pentru că ei vor mai migra și în continuare, ca să fim în clar. Unii spre Federația Energetică, din câte sunt eu bine informat, și va răsturna toate calculele făcute de anumiți reprezentanți ai Sindicatului Muntele, care, acum câți aveți? Sindicat, deci din Complexul Energetic Hunedoara, noi trebuie să avem cel puțin 3300 de salariați. Federația Energetică întrunește salariați din Termocentrala Mintia, Termocentrala Paroșeni, minele din Valea Jiului, Lupeni, Livezeni, inclusiv stația centrală de salvare minieră, Preparația, și sigur că vor veni și alte sindicate alături de noi. Fac și o precizare. Dacă... Numai puțin. Da, 3612, cum spunea domnul Nica, și cu 3200 ai dumneavoastră, înseamnă 6812. Deci, eu vă spun că sunt în cadrul Complexului Energetic Hunedoara. Nu vorbim aici de Societatea Națională a Huilei, care va intra, va fi absorbit
în complexul energetic unde doar. Noi vorbim de un pas ulterior, nu vorbim de pasul de astăzi. Ok. Deci, cadrul și domnului Nica, după care... Ei răspund și la mai multe. În al doilea rând, vreau să vă spun că acest sindicat muntelor este ilegal. De ce este ilegal? Vă spun pentru că la vremea constituirii acestuia, în 2010, membrii de sindicat care erau în sindicatul respectiv muntele, nu formau din ei și cei care au ajuns ca și birou executiv în noul sindicat. Deci, eu, Nica, de fapt, a fost ales la vremea respectivă președintele sindicatului fără să fie membru. În primul și în primul rând. În al doilea rând, toți cei care au fost în birou executiv nu au fost membri ai sindicatului Muntele de la vremea respectivă. Așa că eu nu înțeleg cum poți să fii președinte, vicepreședinte, președinte executiv și așa mai departe într-un sindicat la care tu nici măcar nu ești membru. Că erau membri în sindicatele de bază. Ce an era asta? Lupeni, 2010. Lupeni, Nonea, Vulcan și așa mai departe, care nici măcar nu au fost membri. Deci, din start, sindicatul acesta este ilegal din punct de vedere al constituirii la vremea respectivă. Bun, nu mai venim încoace la momentul în care n-au plătit cotizații și așa mai departe, lucruri pe care deși le știu mai bine decât mine. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte clare în acest sindicat, dar cineva va face lumină, pentru că există o plângere penală, numai puțin, dacă îmi permiteți, există o plângere penală în acest sens, 42-31, din câte mi-aduc aminte, pe 2011, făcută de cineva, la care nici astăzi nu s-a dat niciun răspuns după 2 ani de zile. Pentru că nu poți să păcălești legea și, la vremea respectivă, legea sindicatului, actualmente legea 62, legea dialogului social. Bun, haideți să vă trec și pe domnul Nica, după care ați făcut câteva acuzații. Nu am făcut acuzații, asta este adevăr. Bun, dar aș v-aș întreba și pe dumneavoastră, ce ați, ultimele noutăți din LSMVJ, ce ați făcut? Sigur că da, Federația Energetică în ultima perioadă nu face altceva decât dorește modificarea la nivel național la codului muncii și a legislației muncii. Vorbim aici de conflicte de muncă, discutăm despre legea dialogului social, discutăm despre inițiative legislative care le dorim a fi implementate și a fi rezolvate din punct de vedere al blocului național sindical la care suntem afiliați. E o etapă lungă, nu este ușoară și din acest punct de vedere a fost emanat un pachet cu aceste modificări legislative unui grup de parlamentari ai României care se vor ocupa cu un total de 47.000 de semnături din țară. Nu dorim altceva decât să așezăm puțin legislația muncii în așa fel încât și salariații să fie protejați. Și nu numai, sunt foarte multe carențe și în legea sindicatelor, legea dialogului social, de fapt, care n-au fost bine puse în pagină și sigur că da, impun multe schimbări. Ce vreau să vă mai spun este un singur lucru și anume faptul că noi nu facem altceva decât dorim ca acest complex energetic să își continue activitatea. Din punct de vedere economic și financiar, m-ați întrebat. Vorbim că încă minele nu sunt complex. Păi, deocamdată nu. Eu vorbesc de complexul energetic care va fi funcțional și operațional cel târziu la data de 15 iulie. Pentru că acestea sunt datele pe care eu le rețin. Eu de mult știam că va fi după data de 1 iulie. 15 decembrie. La dumneavoastră în emisiune am spus că mi-aș dori ca prefectul Sorin Vasilescu să aibă dreptate. Și am avut eu dreptate. Da, 15 martie ceva. Exact. Vreau să mai spun ceva. Bebe a spus un singur lucru, că au un contract colectiv de muncă încheiat pe perioadă de un an de zile. Nu trebuia să încheie niciun contract. De ce? Pentru că acest contract colectiv de muncă aplicabil tuturor salariaților SNH și SNI era valabil până la data de 31 decembrie 2013. Prin urmare, singurele lucruri pe care le puteau face erau niște acte adiționale care trebuiau înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă. Nu, vi s-a spus foarte clar că există un nou contract colectiv de muncă. Sunt două lucruri total diferite. Mi s-a spus, dar poate că asta au și făcut. Îl aveți în față, din punctul meu de vedere, este... Cred că seamănă leit cu celălalt. Seamănă identic. Și atunci nu ai de ce să mai negociezi un nou contract colectiv de muncă decât într-un singur sens, și anume să-ți pui parafa pe noua Societate Națională a Huilei, da? De două săptămâni de zile, care societate va fi absorbită și vor fi absorbite sucursale din interiorul Societății Naționale a Huilei
Și pentru a putea rezolva anumite probleme echipurile pentru pensionari 150 de kW este o chestiune falsă, pentru că ei au avut 3000 de kW și nu trebuie să le dea 150 ori 12 luni, fac 1800 de kW. Deci din start au pierdut pensionarii la acest capitol. Deci s-au pierdut 1200. Da, bineînțeles, e foarte clar acest aspect. Însă, cel mai important lucru pentru sindicatul Muntele este să-și protejeze membrii biroului executiv în așa fel încât să-și acorde salarii și salarii majorate vis-a-vis de ceilalți salariați care nu au primit niciun ban, niciun leu în plus la salarii, conform unei grile noi de salarizare sau unei reașezări de grilă în cadrul bugetului. Și mai grav, din ce știu eu și știu foarte bine, este faptul că nu există buget al Societății Naționale a Huilei la acest moment, dar tu negociezi administrații, directorul general Drăgoi cu liderul de sindicat NICA, în așa fel încât să dai posibilitatea liderului sindicat să se erigeze echipurile în inspectorii sociali cu salarii mult mai mari în detrimentul salariaților. Haideți să ne oprim aici, că a venit așa în cascadă. Nu! Deci m-ați întrebat, am dat răspuns. Ce am făcut și ce facem noi. 6 minute ați avut. Și acum atunci cronometrați-ne. Nu, măcar 4 să-i lăsăm și lui Bebe. Ca să nu facem emisiunea în așa fel încât... Bun, hai să le luăm pe rând. Nu, știu că acum există interesul ca să răspundeți la ce a formulat domnul Zoltan Lacataș, dar eu vreau să le iau așa, că altfel... Se derutează și lumea. Și eu mi-am notat câteva... Și primul rând aș începe de la acest contract colectiv de muncă. Da. Ați făcut un alt contract colectiv de muncă, cum ați zis, sau doar ați încheiat niște acte adiționale? Pentru că dacă ați făcut un alt contract colectiv de muncă, v-aș întreba care ar fi diferențele între vechiul și... Dacă vorbim de experiența multă pe care nu se poate vorbi pe scurt, unul vorbește pe lung și nu pe scurt. Nu, pe scurt, că mai am întrebări să vă mai pun. Sigur că da, cu drag. Adică vă răspund la fiecare dintre ele. Dacă vorbim de experiența colegului meu, el cu siguranță știe că un contract colectiv de muncă încheiat între două părți nu mai poate fi modificat prin act adițional, fie că discutăm de o prelungire, fie de o modificare efectivă a acestuia, atât timp cât o parte care a semnat acel contract colectiv de muncă nu mai există. Și oamenii trebuie să înțeleagă că această inducere în eroare că aveau un contract colectiv de muncă este falsă și să vă spun de ce. Acel contract colectiv de muncă respectiv, că este motivul pentru care l-am adus, este încheiat între Compania Națională a Huilei. Trebuie să înțeleagă fiecare. Este un contract. Practic trebuie același. Stați mai puțin, de ce nu mă întrerupeți? Da. Lăsați-mă să vă explic ca să înțelegeți și dumneavoastră. Același. În mare parte, da. Asta e. Da, dar cine blamează că este același? Adică odată spunem că s-au pierdut niște drepturi și niște facilități și altă dată blamăm faptul că este la fel. Când suntem corecți? Bine, deci... În prima sau la doua parte? Deci, lăsați-mă atunci să-mi duc ideea până la capăt. Deci, acest contract colectiv de muncă este semnat între Compania Națională a Huilei și Sindicatul Muntele, iar acela este semnat de SNH și Sindicatul Muntele. Și vreau să vă mai spun că în baza legii 62, de care făcea aminte și colegul meu Lacatuș, la articolul 129 se vorbește de faptul că negocierea colectivă este obligatorie la nivel de unitate, cu excepția cazului în care unitatea are mai puțin de 21 de salariați. Da. Chiar dacă noi, în baza ordonanței 68/2012, am beneficiat de prevederile acestui contract pentru ca oamenii să nu rămână fără un contract colectiv de muncă și s-a emis acea ordonanță de urgență 68/2012, care a venit prima dată în beneficiu colegilor de la închideri și după aceea în beneficiul nostru, noi eram obligați să încheiem un contract colectiv de muncă pentru că eram în imposibilitatea de a încheia act adițional și mai mult decât atât, așa cum vă spuneam, îmi pare rău că nu aveți un plin cadru, dar vă spun, legea 67/2006 vorbește foarte clar de faptul că cesionarul are obligația respectării prevederilor contractului colectiv de muncă aplicabil la data transferului până la data rezilierii sau expirării acestuia. SNH-ul fuzionează prin absorție către ce? Bun. Nu Compania Națională a Huilei. De ce deci era extrem de important. De ce doar 1800 de kW și nu 3000? Pentru că dacă luăm problema altfel, noi am plecat din 2011 când pensionarii nu mai aveau niciun kW. Și aici colegul meu, care mă blamează pe mine că am dat 150 de kW, care de fapt înseamnă doar 1800 pe lună, a lăsat pensionarii fără niciun kW
în buzunar. Să ne aducem aminte, să ne aducem aminte că în 2011, când s-a încheiat contractul colectiv de muncă și îmi pare rău că nu l-am, datorită problemelor financiare de la acea dată, pentru că nu aveam ajutor de stat, s-a renunțat la acest articol din contract. Este foarte adevărat că nu a fost doar Zoltan Lacatuș cel care și-a dat acordul, am fost și noi ceilalți. Dar a fost un contract colectiv de muncă care nu a mai avut kilovații gratuiți pentru pensionari, iar astăzi, cu Sindicatul Muntele, au 1800 în loc de nimic. Bun. Am lămurit-o și pe asta. Răspunsul va da domnul Zoli. Mai vreau să vă mai întreb o chestie. Deci, constituirea ilegală a Sindicatului Muntele, da, președintele sindicatului a reușit să ajungă președinte al sindicatului fără să fie membru, adică da. Dumneavoastră. Da. Și ce-i cu plângerea penală? Pe unde? Deci am aflat de această plângere, ca să fie foarte da. Clară situația. Am aflat de o plângere penală. Da, dar pe unde mai e plângerea? Păi la parchetul de Zofie, vă dați seama că nu e la mine, că n-am făcut-o eu nici într-un caz. Stați liniște. Era timpul meu. Plângerea asta era timpul meu. Da. Era timpul da. Meu. Bun, trebuie da. Să... Haideți. Da, această plângere penală nu este străină da. Colegului meu și nici altor colegi care de când s-a înființat acest sindicat Muntele și a preluat până la urmă puterea sindicală în Valea Jiului, este atacat în permanență, în instanță, cu diverse și diverse plângeri. Dacă am obținut reprezentativitate, am fost atacați. Dacă ne-am constituit, am fost atacați. Dacă ne-am dus până la DEV, am fost reclamați. Indiferent, dacă am încheiat un contract colectiv de muncă, am fost reclamați. La ministru, la... Ca și copiii mici. Nici nu de... Mai rău decât atâta. Mai rău decât atâta, din păcate, fără să lăsăm lucrurile să meargă. Adică, domnule, dacă este sindicatul Muntele astăzi reprezentativ, lăsați-l, domnule, pe el să meargă mai departe, iar când va deveni reprezentativă Liga sau altcineva, uitați-vă că să vă dau un exemplu în acest sens, ca să vedeți că nu este nimeni străin. De pe vremea ministrului Ariton, când am semnat primul contract colectiv de muncă și când acest contract colectiv de muncă a fost încheiat, avem adrese, peste adrese v-am adus doar una, ele sunt 10, făcute către ministru, către Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale. Asta este, de fapt, ocupația de bază a colegilor noștri care astăzi nu au reprezentativitate. Dar trecând peste asta, așa cum ați reușit trecând de peste de asta, de Sindicatul Muntele, Sindicatul Muntele, membru, nu mai puțin, Sindicatul Muntele, nu luați ceea ce a spus Zoltan Lac, atunci de bun. Tocmai de aceea vă spun eu acum, Sindicatul Muntele este înființat în anul 2009. La inițiativa unor colegi de la Mina Lupeni, pentru că la acea vreme, și trebuie să spunem oamenilor adevărul, și colegul meu să mă contrazică dacă eu greșesc cu ceva, am dorit și s-a și înființat la vremea respectivă Liga Minerilor Valea Jiului, pentru că Liga Sindicatelor Miniere intrase în colaps financiar datorită acelor probleme legate de mineriade, nu vorbesc de altcineva. Și atunci am considerat că trebuie să lăsăm, așa cum statul român a lăsat Compania Națională a Oilei cu tot ce a avut ea pe ea și s-a înființat altceva, și noi la vremea respectivă am zis, mă, trebuie să facem o federație curată care să nu mai fie grevată de problemele Ligii Sindicatelor Minere generate de mineriale. În acest context am înființat Sindicatul Muntele, care împreună cu un sindicat minier de la Anina au format Liga Minerilor Valea Jiului. Și către aceasta urma să mergem toate sindicatele care eram constituite la nivelul Companiei Naționale a Oilei la vremea respectivă. Lucrurile n-au mers în acest sens. În anul 2011, când a apărut legea dialogului social, nu vorbim de 2010, ci vorbim de 2011, atunci am mers și ne-am făcut adeziune către acest sindicat Muntele. E adevărat că la început au fost câteva zeci de persoane care au făcut parte în acest sindicat Muntele. Ne-am ales un nou birou executiv pentru că am vrut ca după apariția legii 62 pe 2011, legea dialogului social, da, să fim în ton cu legea și să uităm de ceea ce a fost în trecut și să ne updatăm și noi la cerințele noi, legislative, în privința mișcării sindicale. Asta a făcut Sindicatul Muntele, iar de atunci încoace avem toate procesele câștigate pe bandă, indiferent că a fost Radu Voina, că a fost Zoltan Lacatuș, că a fost Vavoș, că a fost Calotă, indiferent cine ne-a tot chemat prin instanță, deocamdată toate deciziile instanței sunt favorabile nouă. Bun, cred că... Dom'le, dar dar răspunsul dacă a fost un membru de sindicat. Păi nu. Păi se dă răspunsul. Haideți să verificăm. Evident. Deci să vedem dacă Bebenica, și suntem într-un spațiu public, dacă Bebenica
La vremea constituirii sindicatului, Muntele a fost membru al acelui sindicat, iar toți ceilalți care sunt în birou executiv actualmente și la vremea respectivă au fost membri de sindicat în sindicatul Muntele. Vreau la să verificați aceste lucruri pentru că... Declarația pentru mea că, și pentru că... La vremea constituirii... Păi nu, nu te-am întrerupt, lasă-mă în pace să vorbesc. Deci, la vremea respectivă, când au fost aleși, dacă au făcut parte sau nu din acel sindicat și au fost membri de sindicat. De ce? Pentru că astăzi este membru al Sindicatului Liber și Independent Melupeni, este președintele Sindicatului Liber și Independent Melupeni, dar și președintele Sindicatului Muntele. Deci nu există în legea dialogului social un salariat să deține două funcții în același timp în două sindicate de bază ale unui angajator. Și mai mult decât atât, dacă vrem să discutăm și vrem să fim onești unul față de celălalt, lucrurile nu sunt chiar așa, pentru că la vremea în 2010, când au început ruperea de fapt și de fapt a legii Sindicatului Miniere Valea Jiului și nu 2011, au plecat cu sindicatele către Centrala Minieră Meridian. Centrală minieră, pentru că doreau reprezentativitate la nivel de ramură de activitate la vremea respectivă, se poate încheia și se poate negocia un contract colectiv de muncă împreună cu Liga Sindicatului Minier Valea Jiului, care avea la vremea respectivă reprezentativitate la nivel de ramură. Și atunci, ce au făcut? Au păcălit întâi Liga Sindicatelor plecând spre Meridian ca să obțină reprezentativitate, da? Reprezentativitate care au luat-o pe fiecare organizație sindicală și nu pe Muntele, cum spune Nica, așa? Au terminat cu acel contract, contract și de directorul general de la vremea respectivă, eu și Liga Sindicatelor, pentru că n-am vrut să semnăm un contract colectiv de muncă care era în detrimentul salariaților cu foarte multe articole. Acesta? Deci nu e acesta. Un articol. Ăsta este primul contract colectiv de muncă încheiat de Sindicatul Muntele. Nu e acesta. Eu vorbesc de 2010 când a semnat pe Centrala Minieră Meridiană și Liga n-a semnat. Eu nu vorbesc de asta. Și atunci, nu e adevărat. Și atunci, sigur că în momentul în care reprezentativitatea se clătina din punct de vedere al Centralei Miniere Meridian, pentru că toate organizațiile sindicale au intrat în centrală pentru a obține reprezentativitatea la nivel de ramură pentru a putea intra la negocierile contractului colectiv de muncă, au hotărât și au stabilit, împreună cu ministrul de la vremea respectivă și directorul general de la vremea respectivă, ruperea Ligii Sindicatului Minier Valea Jiului, în așa fel încât lucrurile să meargă chipurile spre zona Muntele. Deci lucrurile nu stau chiar cum spune Nica. Stau cum spun eu, dacă ne crede lumea, și bineînțeles eu nu sunt cel care minte. Bun. Nica mai minte și ministrul a mințit, păniță, da, păi pe mine. Domnul Nica, a mințit sau nu mințit? Deci nu numai că nu mint, chiar spun adevărul. Bun. Haideți la nivelul anului 2000. Erați în 2010. Erați sau nu erați? La Constituirea nu sunt doi timp diferiți. Pe mine asta mă interesează, că asta a fost acuzația. În 2010 erați sau nu erați? În momentul în care s-au făcut alegerile pentru nou birou executiv al Sindicatului Muntele, eram membru al Sindicatului Muntele. Iar în 2009 nu eram eu. Vice, pentru că lucrurile nu stau așa. Chiar vă rog, deci așa este. Sunteți în spațiu public. Aveți o documentație. Există documentația și trebuie să fie și la sucursală. Trebuie să existe și la sucursală. La cuvântul meu, împotriva cuvântului lui. Dar vă rog, instanțele de judecată. Aveți documente că erați în... Avem hotărârea instanței. Pe sigur că da, există angajamentul meu de la vremea respectivă. Puteți să devenim evident. Cum să nu? Așteptăm. Deci a deveni membru de sindicat înseamnă să scrii un angajament cu mâna ta. Așteptăm și eu promit că dăm răspunsul ăsta. Dacă păi da. Sau dumneavoastră dacă veniți cu foarte problemă. Domnul Cornel, numai puțin dacă îmi permiteți. Din start face deja o gafă. Pentru că el este președintele sindicatului Melupen, ce legătură avea cu Muntele la vremea respectivă, era în două funcții, dacă îți spune treaba asta. Deci cotizația era la sindicatul de la Lupen, dar de fapt era la președintele Muntele. Cum vine asta? Păi să stabilim cu ce e aici? Joacă de-a sindicatele, joacă de-a președintele? Nu se poate. Păi cum se, dar spune clar în lege, nu poți să fii membru de sindicat la aceeași timp la două sindicate. Nu poți să fii președinte în același timp la două sindicate. Haideți atunci să ne întoarcem înapoi la lege. Eu mi-am scos câteva articole din lege, dar am și legea. Dar cred că e cel mai corect așa, pentru că una este să vorbești ceea ce vrei și să zici documentele. Nu, acum mai puțin. Nu, două secunde. Da. Ați făcut două acuzații și aș vrea să ca domnul Lacătoș să le răspundă cum v-am lăsat și pe dumneavoastră.
a spus că a lăsat pensionarii la vremea când a plecat, fără un kilowatt. Exact, în 2011. Contractul colectiv de muncă era mai prevăzut. Și a doua că domnul Lacataș face plângeri peste plângeri. În 2010, de care vorbește Nica, s-a încheiat un contract la data de 1 august, da? Da. La data de 1 august, Liga Sindicatelor n-a vrut să semneze pentru că era în detrimentul salariaților. Zile de concediu, vorbim aici de cei din, de la salvatorii minieri, vorbim de alte plăți ale concediului de la vremea respectivă și așa mai departe. Plus zilele care n-au mai fost luate în calcul și nu s-au mai dat conform celălalt contract anterior. Și atunci sigur că singurul care a semnat a fost Muntele și și-a asumat toate obligațiile. Noi vorbim de 2010 de septembrie, nu vorbim de 2010 de august când au semnat contractul. Păi cine și-a pus semnătura? Eu? Așa sunt două lucruri diferite. Da, așa este. El, da. Cum e? Dacă vrei să vorbim serios, pe articolul care prevedea gratuitățile pentru pensionari, ai semnătura. Dom'le, eu am vorbit de două lucruri diferite. Pe care? Eu vorbesc de lucruri de la 1 august până la data de 31 decembrie. Place? Da? Domnul Bran a vorbit de gratuitățile pensionari. Corect. Ești semnatar sau nu al actului adițional sau contractului colectiv de muncă prin care pensionarii nu mai primesc? Dar cine a zis să semneze la atunci? În ianuarie, februarie? Eu nu să răspunde. Cine a zis? Liga Sindicatelor, Nica, da? Cosma, da? Ciumotaru, da? Cine mai era atunci în Liga? Deci, toți cei care au strădat mișcarea sindicală Liga și ați plecat dincolo. De ce? Ca să aveți astăzi argumentul și după aia la vremea respectivă. Da? Eu eram de vină, sigur că da. Pentru că eu două zile am discutat pe tema asta și am spus directorul general Jujan la vremea respectivă, domnule, nu pun semnătura. Ai bă, zonii, semnează-mă. Dar bineînțeles, și acum vin acuzațiile. Trebuie să spune, da, domnule, s-a hotărât atunci. Noi am zis ca să semneze la Cătuș. Pentru că și jur că de la vremea respectivă, ce băi, noi nu avem bani și de la pensionari? Asta au fost discuțiile. Bine, după altă parte trebuie să recunoaștem că 2011 nu a fost un an ușor pentru mineritul din Valea Jiului. Eu vorbesc de 2010, nu vorbesc de 2011. A fost un an în care, bine, dar s-a perpetuat până astăzi. Poți să continui. A fost un an în care mineritul s-a târât fără subvenție, iar semnătura pe facilitățile pensionarului pentru a nu mai fi acordată este a președintelui de la vremea respectivă. Dar auziți ce spune. Dar eu am fost la vremea respectivă președinte, dar un birou executiv, într-un birou executiv nu hotărăște președintele, domnule. Pentru că și Nica în 2010, când a fost la București, am stabilit să nu închidem minele și le-a zis să mergem pe varianta cu 3 nu se închidă și 4 se închidă. Ce? Acum spune exact reversul. Ce soluție aveai la varianta care se aplică astăzi? Erau soluții destule. Erau soluții destule de negociere. Nu povești. Practic, da. Să spun una. Una. Putem să punem uricanii cu lupeni, puteam de banul Petrila Lonea, Vulcan Paroșeni și uricanul să rămână liniștit. Și cum supraviețuiau? Foarte simplu. Deci pentru că trebuie să facem. Nu povești. Astea-s povești, așa, că dau bine la public, dar... Nu-s povești, pentru că puteam negocia... Voi de-abia vă descurcați astăzi cu subvenție. Noi la fel, ne târâm. Dar vorbesc de ce s-a întâmplat atunci, vorbesc de ce s-a întâmplat. Ce s-a schimbat de atunci până acum? Eu nu vreau n-am venit aici să mă cer cu Nica, că nu vreau să... A lăsat două minute intenționat. Păi nu, dar spuneți despre ce e vorba, că nu vin aici să auscult polemicele lui Nica și minciunile lui. Altuia la niște întrebări, chiar civilizat. Păi chiar de aia, chiar dacă a spus la începutul emisiunii că fiecare vorbește, eu nu l-am întrerupt, să nu mă întrerupă. Dar eu v-am lăsat acum că v-ați răspuns, că nu asta ați întrebat, dumnealui v-a răspuns și invers? Nu, domnule, eu am spus lucrurile care s-au întâmplat și s-au întâmplat cum am spus, da? Altfel, eu nu deschideam această discuție. Și a doua cu plângeri peste plângeri. Există o plângere penală făcută de cineva, nu fac eu, domnul Bran. Dar din moment ce acest sindicat este ilegal, din moment ce IPR-ul are semnătura, dacă eu nu fac... Deci așa ai zis că tu nu faci. Acea adresă... Bine, asta e la minister, nu-i făcut. Aia nu-i plângere penală, domnule. Aia este o adresă la minister și sunt două lucruri diferite. N-am zis că e penală. Sunt două lucruri diferite. Dacă aveți curiozitatea, citiți-o să vedeți. Dar nu e nicio problemă, că tot ce scrie acolo este perfect adevărat. Da? Stați liniștit. Problema este alta.
Deci mână în mână la vremea respectivă politicul PDL-ul, da, împreună cu toți factorii de decizie și din județul Hunedoara, n-au făcut altceva decât au susținut din umbra acest sindicat al PDL-ului, la vremea respectivă sindicatul Muntele. Pentru că așa s-a și constituit cu acordul ministrului Ariton la vremea respectivă. Să știe toată Valea Jiului că așa s-a și întâmplat. Sunt oameni care au ajuns la București și o să verifica și o să auziți. Toți liderii care sunt acum la Muntele au fost cu PDL-ul? Nu, a fost creat de PDL acest sindicat. Inclusiv de ce? Pentru că exista... Colegul meu de aici, domnul Jurca. Eu știam că domnul Jurca nu e cu PDL-ul. Domnule, eu vă spun eu un lucru, dumneavoastră spuneți ce e și așa, cu Jurca. Jurca e moderator aici toată ziua, mă, Miciu spune la televizor despre la Catoș. Nu asta este problema. Problema este următoarea. Rămân uimit. ITM-ul de la vremea respectivă și inclusiv adresele pe care le-am primit noi de la București, de la Ministerul Muncii, spuneau una... Și când te duceai să discuți în cadrul negocierilor colective pe această temă, nu erau băgate în seamă și nici măcar ITM-ul nu le lua în seamă. De ce? Pentru că ITM-ul, de fapt, este forul sub tutela Ministerului Muncii. El nu are altă legătură decât Inspectoratul București de Muncă și, sigur, Ministerul Muncii. Și atunci, cine avea dreptate? Cel de la ITM, care îi trimitea șeful lui, de fapt și de fapt, hârtia, că așa trebuie procedat, din punct de vedere al negocierilor, iar domnul de la DEVA nu avea ce treabă, trece așa, pe lângă ele. Nu se poate, domnule, la vremea respectivă tu trebuie să mergi pe lângă lege cu documente concrete. Deci haideți, acuzațiile astea împotriva unor autorități ale statului, eu cred că nici n-ar trebui lăsate nesancționate. Ce să vă spun? Nu este admisibil. Sincer, să tot blamezi activitatea unui institut teritorial de muncă, unui inspectorat teritorial de muncă. Extraordinar ce deștept. La infinit, credeți că, nimeni... credeți că instituțiile statului nu fac greșeli? Ba fac, dar... Și nu trebuie sancționate când greșești? Ba da, dar nici nu poți să arunci cu noroi în ele, numai de dragul de a ieși tu bine. Vreau să vă spun următorul lucru. Aceste contracte colective de muncă, care au fost înregistrate fie pe Centrala Minieră Meridian, fie pe Sindicatul Muntele, au o bază perfect legală. Și dacă vreți, eu tot din legea 62 am să vă dau articolele care îl contrazic total pe colegul meu, pe Zoli, care vorbește fără să aibă la bază un document legal. Eu vă spun din lege cum s-a întâmplat, nu că a vrut nu știu cine, director de la ITM sau n-a vrut. Un singur lucru vreau să... Am o întrebare pe telefon. Da. Zice așa. Domnul Nica a fost sau n-a fost ucenicul domnului Lacătoș? Că Așchia nu sare departe de Trunchi. Există și completarea asta. Deci eu, dacă întrebarea este pentru mine, deci am fost colegi, Zole a fost președintele, eu am fost președintele executiv o bună bucată de timp. Da, ați fost la ucenicul, Liga Sindicatelor. Ucenic, adică ați învățat. Bineînțeles că am învățat lucruri și bune și necesare de la Zole. Eu nu pot să spun că nu. Dar faptul că n-am rămas împreună... Așa la... Dar nu suntem, chiar cel puțin din punctul meu de vedere, eu nu văd o poziționare atât de beligerantă. Faptul că anumiți lideri din sindicat, fie că din cele, din, nu știu, din Energetica, din Liga Sindicatelor, de unde Dumnezeu ori mai fi, că încă nu știu, și el și colegul meu se contrazice acum, ba vorbește de Federația Energetică, ba de Liga Sindicatelor Miniere. Nu știu nici ei unde sunt. Că vă spun eu și din lege că este absolut ne la locul lui să fii cu sindicatul în două federații. Deci niciunde. Bine că suntem noi blamați, ba că n-am fost membri, ba că nu știu ce n-am făcut, dar... Sindicatul lui Vamo, sindicatul lui Calo, de sindicatul lui mai știu eu cine, să nu mai continui cu exemple, pot face parte în același timp și din Liga Sindicatelor Miere și din Federația Energetică, fără nicio problemă. Dacă mie îmi spune cineva un articol de lege care le dă acest drept, eu mănânc legea aia cu totul. Nu există așa ceva. Ori ești într-una, ori ești alta. Dar pe partea alta nu. Poți, nu? Bine. Atunci, în fine. Deci sindicatele, să fim foarte clar, pot să facă parte doar dintr-o singură federație. Deci asta este o regulă care este implicită prin articolele legii 62. Domnul, deci n-ar vreau să mai discutăm. Văd că aveați ceva să spuneți. Domnul Brand, lucrurile sunt foarte clare. Înainte de asta, să vă le spun telespectatorilor, aproape că nu mai trebuie să pune întrebări, că invitații și le pun unul altul. Dar n-am pus eu întrebări. Atâta vreme cât se răspunde civilizat, îi lăsăm să vorbească. Eu vreau să spun un singur lucru. Eu am venit fără documente. Pentru că nu trebuie să citesc din legea. Da. Văd că Nica e pregătit aici, ca la școală, cu copiuțele pe masă. Eu n-am nevoie de așa ceva. Pentru că noi nu vorbim aici de articol, de lege și mai departe. Noi vorbim aici despre niște principii. Principiile sindicale, care nu trebuie să încălcate niciodată.
Și sunt anumite principii legate de negociere, legate de munca sindicală, care nu are nicio legătură cu contractul, să întrebe care articol de contract, fiecare știe să citească. Ce principii credeți că au încălcat? În primul și în primul rând, au încălcat un principiu corect pe care noi l-am abordat până a se rupe Liga Sindicatului Minerii Valea Jiului, și anume, cel prin care tu renunți din stat la niște drepturi ale salariaților. În al doilea rând, ai încălcat un alt principiu, și anume faptul că ai trădat Valea Jiului în momentul în care, la vremea respectivă, ministrul Videanu și împreună cu ceilalți membri din staful ministerului n-au făcut altceva decât au împărțit Valea Jiului în două. Niciodată nu am dorit acest lucru, niciodată n-am dorit închideri de mine, pentru că puteau fi și alte negocieri, puteau fi negocieri bazate pe o adevărată capacitate sindicală, în așa fel încât lucrurile să evolueze altfel. Și vă dau un simplu exemplu, în afară de acela pe care l-am dat. Vă dau un singur exemplu. Ce îmi spuneați dumneavoastră în 2010, chiar azi am văzut o chestie, îmi spuneați că niciodată nu mi-aș dori ca minele noastre să se închidă nici măcar una dintre ele. Și în 2010. Și se închid trei. Da? Cu acordul nostru, al unora care s-au dus la luptă, s-au pus în genunchi și s-a tăiat și capul la vremea respectivă. Păi nu mai sunt sindicalist, domnule, în momentul ăla. Dacă așa gândesc, trebuie să vin înapoi acasă, să discut cu salariații, să avem fiecare câte o adunare generală și să luăm o decizie, pentru că noi am fost trimiși la București cu anumită, cu un anumit mandat. N-am fost trimiși numai de dragul de a mă întâlni eu cu Videanu și cu domnul David și cu Compania Națională a Huilă la vremea respectivă și cu Găman și așa mai departe. Să nu fie. Noi nu aveam voie. Să nu fie cu supărare. Noi nu aveam voie. Măcar la emisiunea Verde în față să nu mai aud numele acestui domn numit David. Eu vă spun cine era din atunci. Cauza mai domn eu vorbesc David, atunci la Ministerul Economiei. Probabil că nu s-a făcut primul complex. Când vorbea domnul Brad, eu spuneam persoanele care erau la vremea respectivă. Deci noi nu aveam voie să facem această mișcare din moment ce nu aveam mandatul salariaților. Este foarte clar. Și am plecat de aici din start cu varianta că noi nu închidem mine. Și eu mă duc acolo la București și mă trezesc cu Nica, că el sare, haideți că eu sunt pe lângă, eu sunt rupt de realitate și că nu e nicio problemă dacă se închid. Salvăm Valea Jiului. Nu trebuie să lăsăm prea mult timp, pentru că o să curgă prea multe idei. Nu, acum reușim să le oprim, dumneavoastră ați reținut, da? Fără să răspundeți la acest punct. Dacă reușim. Până acum mi-a zis domnul Lacator, mi-a zis aici patru principii. Le-a enumerat. Dacă nu ieșim din modul populist de a expune problema Valea Jiului, vom face ceea ce am făcut în toți anii ăștia de când suntem și noi și vedem lucrurile în Valea Jiului și depind de unul sau de altul în mare măsură. A tot da cu trompeta în populație că minele nu trebuiau să fie închise, că se puteau găsi soluții, că exista nu știu ce variante. Astea sunt minciuni sfruntate pe care le aruncăm acum în fața oamenilor pentru că știm că lor le place să audă așa ceva. Dacă mie vine cineva, indiferent că este Lacatuș, că este oricare alt lider de sindicat și îmi pune pe hârtie, din punct de vedere economic, cum putea să supraviețuiască Compania Națională a Huilei cu peste 1 miliard de euro datorie, în condițiile unei economii de piață, eu îmi ridic pălăria și am plecat mai departe. Astea sunt niște declarații populiste ca să-și atragă membrii de sindicat că ce-am face noi și ce n-am face noi. Să fim foarte serioși. Ăsta este un drum pe care nu l-a dictat și l-a agreat Nica sau cei care au stat lângă el. Ăsta este un drum care a fost consimțit de România în momentul în care a aderat la Uniunea Europeană și pentru că tot am fost criticat că mi-am adus aici o groază de documente, vă rog frumos să studiați 787 din 2010 și o să vedeți, nu știu dacă este asta, că nu m-am uitat atent, dar l-am și pe acela, să vedeți că statul român ca membru al Uniunii Europeane, o europene, no, poate să mai acorde subvenție, l-am aici, poate să mai acorde subvenție, doar, ăsta este din 10 decembrie, scuze, doar în condițiile în care exploatarea respectivă, exploatarea minieră, intră în program de închidere. Asta știu, domnul Nica, asta nu sunt mai pentru noi. Nu mai pot să faci. Pe ce nu? Pentru că ai noștri bravi miniștri ce am avut, au negociat în genunchi. Se face treaba. Și vina lui Nica.
Nu e unica, dar asta nici anul la fel, nici unica. Păi atunci de ce? Noi vorbim de noi. Nu mai lasă Uniunea Europeană și asta deja e sătul până în gând. Păi degeaba v-ați așa, și dumneavoastră și eu. Degeaba sunt de sătul. Dar nu e vina lui Nica, că Nica nu e de lucru nici la Videanu, nici la Riton, nici la Bode, nici la ministru. De ce la alții s-au putut până în 2021? O să-i dau o replică președintele Minica. Până în 2021. Domnul Brand. Franța, Franța nu are nicio mină. Nu, Franța nu mai are nicio mină, dar Franța pentru anumit gen de tip de energie care ziceau ei că nu se mai pot face subvenții, au altă discuție, aprobare Brand. Până în 2021. Pentru ce aprobare? Pentru un anumit tip de energie, care? Nu știu cum. Nu știu, că nu vreau păi ca să spun Franța are peste 70% energie nucleară. Despre ce vorbim? Nu, domnule, nu. Păi tocmai că vor să schimbe de pe energie nucleară, poate nu știați că vor să închidă centralele. Da. Vă spun eu. Da, dar nu și cred că se va întâmpla. Mai vorbim, că suntem tineri. Nu și cred până că se 2021. Va nu se va întâmpla, da. Iar în Spania există iar o regiune care a obținut până în 2018. Da? Și noi până când avem? Păi nu, dar din prima, fără să fie atâta nu cald. Nu este adevărat, oameni buni, nu induceți în eroare. S-a făcut la noi cât s-a negociat la noi. Nu este voie să inducem în eroare cu informații care nu sunt corecte. Păi, primul proiect de lege în ceea ce privește acordarea subvenției la nivel european a fost încă de prin luna iunie și probabil că aici vreți să duceți discuția sau poate că asta v-a rămas cumva în memorie. Faptul că se discuta de 2014, termen limite. Exact. După care, la insistențele Germaniei, care este o putere economică a Europei, s-a prelungit acest termen și Comisia Europeană a luat decizia ca această subvenție să fie acordată numai pentru minele care intră pe program de închidere și până în 31 decembrie 2018. Nu vreau să... Da, dar să-mi luați cuvântul... care au obținut din prima 2018. Nu e adevărat, domnule, toate statele se supun deciziei europene 77 pe 2010. Păi nu, dar nu există așa ceva. Există. Păi n-are cum. Păi n-are cum, domne, este regulamentul Uniunii Europene. Cum se face al statului? Lăsați regulamentul Uniunii Europene. Nu e așa. Nu. Lăsați regulamentul Uniunii Europene pentru unii bun, pentru unii ce. Nu e adevărat. Nu este un regulament care se respectă în fiecare țară membră. Au fost state care au primit termenul de grație cu 4 ani peste noi. Nu există așa ceva. Nu este. Arătați-mi un document în sensul ăsta. O să vă arăt. Păi da. Deci n-am știut că intră pe tema asta, dar o să vă arăt. Arătați-mi un document. Deci eu, uitați aici, de față cu toți spectatorii, îmi dau demisia din funcția de lider al sindicatului Muntele dacă aduceți un astfel de document. Uitați, luați declarația asta eu. Și mai vreau să vă spun un lucru. Okay. Sindicatele, chiar dacă au principii, nu se conduc după ele. Sindicatele se conduc după legea 62 pe 2011. Punct. Are rost să discutăm. Da, și, poți să intervii și eu. Încă cei 4 ani greșiți. Da, încă. Și vă spun, faceți rău că sunteți avocatul diavolului. Haideți să închem, nu sunt avocatul nimănui. Acestor miniștri incompetenți. Legea spune care așa. Au negociat. Legea spune, dar eu nu am spus că unul a fost bun sau că n-a fost bun. Legea spune altceva decât spune. Nu legea, deci vă spun clar. Nu, dacă mie mai aduceți documentul, revin și susțin ceea ce eu am declarat. O să vă aduc. Și să vă arăt până în ce am primit din prima unii. Salariaților până ce an au primit prin contractele colective de muncă, vreau să spun colegului meu că dacă din aceste două contracte colective de muncă găsește drepturi diminuate către salariații noștri, atunci putem să stăm de vorbă și să zic, da, într-adevăr, ai dreptate. Dar nu păi nimicul de nu este cel din 2010, corect, are dreptate. Da. Așa este. Este noi din 2010, dar la pensiunea de la 3.000 și foarte bine. E contractul colectiv deci de muncă care a funcționat până în 10 iunie 2013. Pot să intervii și eu, da, deci Nica este pe din afară, este total pe din afara lucrurilor. Și dau două exemple. Cea mai mare problemă astăzi a Societății Naționale a Huilei o are Mina Lupeni. Mina Lupeni, care are o cheltuială pe gigacalorie de peste 107 lei pe gigacalorie. Problema este de ce am negociat la vremea respectivă că nu se închid mine. Două exemple vă dau. Mina Paroșeni, nu știu dacă are 72-73 lei pe gigacalorie astăzi. Astăzi. În condițiile în care toate patru chipurile din grupul viabil au o medie de 107-110 lei pe gigacalorie. Din start, Mina Paroșeni nu trebuia să intre în acel program de închidere. Iar dacă în 2010 Mina Uricani nu avea acel nenorocit de accident mortal cu atâția morți, astăzi era în topul societăților din Valea Jiului, adică a firmelor și anume a exploatărilor miniere care puteau să-și continue activitatea. Deci am dat două exemple la Nica. Deci ce vorbește el este un lucru așa pe lângă.
Pentru că știi foarte bine că așa stau lucrurile. Bine, eu pot să dar vorbesc despre vina lui Peni. Deci nu te-am întrerupt. Păi da, și eu pot să vorbesc că avem sindicalist acolo, da? Și am colegul meu acolo. Problema este alta. Care e relația? Bun, acum problema este alta. Dom'le, dacă aveam atunci un principiu, venim în Valea Jiului și discutăm cu salariații, închiderea minelor din Valea Jiului era cu totul și cu totul altceva. Deci, prin exemplele pe care vi le-am dat, demonstrează încă o dată că acel demers făcut la Ministerul Economiei și a fost primul care a sărit împotriva mea, n-a fost corect și principial. Cu toate că, după aceea, sigur că Laslo a plecat cu Nica, că așa i-a plăcut lui. Dar, de fapt, el închidea mina la paroșenia lui Laslo, da? Cum pot eu să fac așa ceva, să mă duc cu cineva care mi-mi închide poarta, adică îl bag în casă, îi dau să mănânce, îi mai dau și un par de țuică și mă dau afară din casă? Cum adică? E logic, e principial? Nu se poate așa ceva, da. Deci ăsta este un principiu al sindicatului, al sindicalistului, al oamenilor pe care tu îi reprezinți. Că de fapt nu tu trebuie să iei în primul și în primul rând atitudine. Trebuie să discuți cu ei care va fi viitorul salariaților într-un context următor. Dar eu să iau o decizie de acel gen la vremea respectivă, n-am făcut-o și n-am făcut-o chiar absolut niciodată. Și nici nu am pus semnătura pe documentul. Și pe dumneavoastră, de ce credeți că România a intrat la pachet cu proștii, cum ar veni? Adică pentru unii aceste termene ale Uniunii Europene au fost la început 2014, după care s-a revenit la 2018, cu vezi, Doamne, iar pentru alții direct 2018, ba chiar 2021. Domnul Bran, și o să îi dau și noi românii suntem lași, în general. Nu ne comportăm pentru cel de aproapele, cel de lângă mine, cum trebuie să ne preocupăm. Și în momentul în care tu lansezi anumite chestiuni, că în 2011 nu se știe, în 2010 nu se știe, erau două variante discutate la vremea respectivă cu secretarul de stat Tudor Șerban, dom'le, faceți o variantă în care să puteți cuprinde toate întreprinderile miniere din Valea Jiului și o variantă în care să cuprindeți și ajutorul de stat. Era luna august 2010. 2009 vorbesc, de 2009. Nu era de 2010, 2009. Pentru că în 2009 se punea baza ca în 2010 să vină acel ajutor de stat și ca să fie în același timp cele două variante puse pe tapet. Nu s-a discutat, nu s-a dorit la vremea respectivă. Și vă răspund până la capăt. Da? Aceste două termene de care spuneți dumneavoastră nu fac altceva decât demonstrează încă o dată că noi nu suntem în stare să facem nimic pentru populația României. Deci noi suntem o entitate aici în Valea Jiului din populația României. Deci nu suntem în stare. Noi negociem numai prost. Aici e dreptate, Lumica. Da. Nu pot să-l contrazic, pentru că la vremea respectivă așa s-a negociat. Prost și super prost. Cumva că neștergerea datoriei CNH-ului înainte de intrarea în Uniunea Europeană s-a datorat cumva unui director care a trimis documentația târziu? Pentru că... Știți cumva treaba asta? Știu și eu. Deci nu vreau să discutăm de nume, dar haideți numai puțin. Nu, dar vă rog să răspundeți la treaba asta, e important. Știți cumva că nește... Este greu să folosesc un nume. Pentru că nu știu dacă ați auzit cumva? Da, fără nicio discuție. Deci e posibil ca acele datorii deci să nu fie șterse din cauza incompetenței unuia sau altuia. Și apoi după aceea să vină atunci, tot aceeași să ne dea lecții? Haideți să vedem. Aici e problema. Ordonanța de urgență. Răspuns. Da. Ordonanța de urgență, numai puțin. Da. 37/2004. Legea 504/2006. Ordonanța de urgență a Guvernului 128/2006. Da. Legea 90/2010. Toate pe care le-am enumerat și mai mult 39/2010 puteau să facă obiectul ștergerii acestor datorii. Cine în acești ani a condus administrativ sau sindical viața minerilor din Valea Jiului. E vorba de director care n-a trimis documentația la timpul respectiv. Dar atunci colegul meu vorbea acum, dacă știu că prețul la gigacalorie la mina Lupeni depășește 107 lei, e treaba mea? Răspunde. Adică ne băgăm în probleme administrative numai când ne prinde bine, dar în rest ne exonerăm de răspundere. Nu, dar deci cum eu vă spun. Dacă... Cum vi se pare treaba asta? Nu e ciudat. Domnul Bran, n-am înțeles întrebarea dumneavoastră cu anumit termen. Vorbiți deci, de 2007 la integrare, înainte de aia, un anumit domn director așa. N-a reușit să trimite documentația, adică completată unde trebuie, da.
cum au făcut cei de la Lignitu, ălora li s-au șters și ne-au rămas aici. Să vă notați, vă rog frumos, ordonanțele de urgență asta? Și legile care puteau să salveze aceste în primele două aliniate. Da, nu, dar de știți de treaba asta. Sigur și că cum vă explicați? Foarte simplu. Vă rog. La vremea respectivă... Eu nu vreau să dau nume. Nici nu dau nume, că nu sunt să dau nume numai așa de dragul. Mi-ați spus un lucru, am înțeles, de acum încolo nu voi mai da niciun nume, din punct de vedere al administrației. La vremea anilor 2006-2007, când România a intrat în Uniunea Europeană, s-a întocmit o documentație pentru ștergerea datorilor Companiei Naționale a Acuilei la vremea respectivă. Am avut liber câteva zile, iar un director a fost în concediu, iar celălalt care luase locul, sigur că trebuia să facă toate demersurile pentru a transmite aceste documente. Da. Ele n-au mai ajuns pentru a fi soluționate și pentru ca și Compania Națională a Huilei să aibă datoriile șterse. Deci e clar, unul în concediu, unul n-a ajuns la timp. Eu asta știu, asta vă spun. Ce părere aveți, domnul Bevenica? Ca să le explicăm oamenii. Problema este de altă natură. Problema este de altă natură. Dacă intrarea pe program de închidere, unde Nica sau alt coleg al meu nu are nicio semnătură pusă pe un astfel de program, să fim foarte bineînțeleși. Deci că ne-am solidarizat cu intenția lor, că am agreat, nu este aici nu vorbim de sindicat. Deci, păi stați mai puțin ca să vă fac legătura, că într-un minut îl rezolvăm. Deci dacă atunci sindicatul Muntele a fost unul părtaș la închiderea minelor, în 2006 Liga Sindicatului Minier n-a fost părtașă, că nu s-a luptat să șteargă datorile, un lucru care probabil că ar fi salvat Compania Națională Minerit în Valea Jurului și n-am mai fi tras după noi acele datorii de peste 1 miliard de euro. Și astăzi când stăm de vorbă, sau mai bine zis, astăzi când stăm de vorbă, ni se demonstrează că nu reușeam să rezolvăm, pentru că SNH-ul, care este o societate curat înființată la data de 1 ianuarie 2013, are deja înregistrate datorii de peste 10 milioane de euro. Deci mă tem că nici în vremea respectivă n-am fi reușit, chiar dacă ne curăța cineva de datorii, să mergem curați până în ziua de astăzi, să fim... Dar era totuși un pas înainte. Tot. Era un pas înainte, evident, pentru că ștergerea datoriilor Companiei Naționale a Uilei s-a făcut cu niște tertipuri extrem de, de dificile. Da. Mi-a plăcut asta. Da? Da. Cu tertipuri extrem de dificile. Deci înțelegeți foarte clar că acest lucru a fost făcut prin anumite tertipuri. Are dreptate. Uite, bine că recunoaște. Avem două întrebări. Dorin Loiș îi roagă pe invitați să se împace în ceasul al 12-lea. E păcat că au distrus LSMVJ pentru că minerii pierd din drepturile câștigate de-a lungul anilor de alții. Ionel Ciontu s-ar întoarce în mormânt. Odată. Da, îl salut cu stimă. Și al doilea, Petre Donose de la Mina Vulcan. De ce nu merg ambii, și subliniat ambii, la doamna Mariana Câmpianu să negocieze ca pensiile miniere să se împartă la, nu la 30, ci la 20? Păi bun, nu e bine ce ați citit acolo, e greșit. Să nu se împartă la 30 și să se împartă la 20. Se împartă la 30 și la 20. Așa, 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 da, e corect. Așa am zis. Păi Dorin Loiș, îl salut, este colegul meu, îl respect și de fiecare dată am avut ce învăța și de la dânsul din experiența pe care o are. De ce nu ne împăcăm? Pentru că eu nu am plecat din Liga Sindicatului. Eu n-am de ce să mă împac cu Nica. Din moment ce ei au rupt această mișcare sindicală... Bun, dacă ar veni înapoi Muntele la LSMVJ, v-ați împăca? Întrebare așa. Poate da, poate nu. Nu răspund eu. Oamenii, dacă spun să vină, din punctul meu de vedere, n-au decât de câștigat. Deci nu câștigă la Cătul sau Nica, oamenii câștigă. Nu eu sau Nica. Să fim foarte bineînțeleși. Sau, eu am un principiu. Eu conduc salariați, sunt purtătorul de cuvânt al lor, nu sunt eu sindicat, oamenii sunt sindicat. Sau să o luăm și invers, ați fi de acord să treceți cu LSMVJ-ul la Muntele? Niciodată. Niciodată, pentru că pasul pe care l-am făcut spre BNS, Blocul Național Sindical, a fost făcut pentru a fi împreună cu energeticienii de la vremea respectivă. Știți foarte bine ce clinciuri aveam și ce bătăi am avut cu ei în ceea ce privește cărbunele, în ceea ce privește contracte colective de muncă, în ceea ce privește anumite
intrări pe care le-am făcut la Guvernul României, pentru că de fiecare dată ne blocau înainte când eram la Confederația Meridian. Domnului Loiș, nu pot să-i spun eu decât un singur lucru, și anume că cine a trădat Liga Sindicatului Minerii Valea Jiului să-și facă mea culpa și să vină înapoi. Nu eu să fac mișcarea către muntele, pentru că nu eu n-am făcut acest lucru. Discutăm și eu aș vrea să explic. Inclusiv domnului Loiș, și vreau să spun. Liga Sindicatelor Miniere a rămas un brand și doar atât. Dacă vrem să venim și să ne adaptăm cu mintea la realitățile zilei de astăzi, n-ar rost să mai trăim în trecut cu ce am făcut și cu ce n-am făcut. Dacă Liga Sindicatelor Miniere a rămas și rămâne pentru fiecare miner un brand, în fapt, ea nu mai reprezintă astăzi nimic. Liga Sindicatelor Miniere nu mai are nici măcar un sindicat afiliat din sectorul de activitate în care noi activăm. Dacă altcineva vrea să mă contrazică, trebuie să o facă cu acte. Spune foarte clar legea 62 că sindicate constituite în același sector de activitate pot să constituie federații. Ori nu poate să-mi spună mie Zoltan Lacatuș că Sindicatul Liber și Independent de la Lupeni și cu Sindicatul Liber, scuze, de la Preparația Coroiești pot să fie și în Liga Sindicatelor Miniere, să-mi declare acum că sunt în amândouă federațiile sindicale. Bun, da, să spunem. Domnul Cornel, eu n-am venit aici să-l fac pe Nica Micinos, dar chiar îl fac. Păi eu te rog frumos să te ocup de organizația ta, pentru că documentele mele de la organizația mea sunt ale mele. Și atunci, dacă vrei să faci mincinos în față, te fac mincinos în față. Da, tu spune ce? Tu, telespectatorilor și ascultătorilor, păi că este voi, spui voi asta faceți. Voi. Așa este logic voi, și normal. Și organizație. Eu ți-am mai spus odată, nu mă întrerupe. Nu puteam să spun dumneavoastră. Dar nu mă întrerupe. Asta faceți de 2 ani de zile, nu faceți decât să ne contrați în toate... Păi pentru că sunteți ilegal constituiți, bă, fratele meu. Tu ești lider de sindicat președinte. Tu ești președinte sindical al sindicatului liber și independent. Dom'le, poți să vorbesc. Nu ești instanță. Nu-i mai spun nimic, că și iar îl... Nu ești instanță de judecată ca să spui ce este ilegal și ce nu este ilegal. Adică eu nu sunt legal prin ceea ce spui, dar sindicatele care sunt afiliate la două federații funcționează legal? Deci este legal să fie afiliat la două federații? Lăsați să răspundă. Cum să nu fie? Nu poți să fii membru de sindicat în același timp la un sindicat, dom'le. Dar nicio legătură. Eu pot să fiu și la 7 federații. Pot să fiu și la 5 confederații. În ce lege scrie lucrul ăsta? Cam legea 62, arată. Scrie că n-ai voie? Arată unde scrie că ai voie. Scrie că n-ai voie? Arată-mi unde scrie. A, scrie că n-ai voie? Nu! Da, nu. Articolul 41.1 din legea 62.2012 spune așa. Sindicatele constituite legal se pot asocia după criteriul sectoarelor de activitate. Două sau mai multe sindicate constituite în cadrul unui sector de activitate se pot asocia în vederea constituirii unei federații sindicale. Mai departe. Și? Mai departe. Unde scrie că n-ai voie? Unei. Unde scrie că n-ai voie? Dacă legea spune că nu-i voie, înseamnă că e voie. E permisiv, corect. Da. Da, foarte corect. Învață-și tu juridic. Eu nu trebuie să citesc documentele. Nu este nicio... Nu. Eu știu despre ce e vorba. Domnul Brand, și continuăm, da? Este vorba de încă un aspect. Salariații care sunt în organizația Liga Sindicatelor Miniere Valea Jiului, care este organizație de tip federativ... Liga Sindicatelor nu mai există. Domnule, pot să vorbesc. Domnul Nica, acum chiar, lăsați-l să-și termine. Deci, te rog frumos, nu mai minți și pe cei pe care Liga ai aici, există, pentru poate, că... Poate nu mai reprezintă atâția mineri cât... Aia e, nu da, mai ceva! Reprezintă niciun miner. Dar Liga mai există. Există pentru că... Haideți, vă mai dau un exemplu de articol după ce... Domnule, lasă domnule, domnule serios, dacă nu, dacă nu mă lasă, dar nu vreau, domnule, pentru că noi să-i metează și pe copil. Nu, domnule, nu să-și facă de cap. Păi e chiar că un copil acum, chiar că... Nu, dumneavoastră, nu aveți dreptul să spuneți lucrul ăsta. Nu, un pic, pot să vorbesc mai departe. Nu, pot să vorbesc mai departe. Eu vreau să spun un singur lucru. Din acest punct de vedere, orice organizație... Ca un copil. Adică, pot să vorbesc. V-ați făcut de cap. V-am zis să lăsați... Domnul Brand, nu ne înțelege lumea, pot să vorbesc. Deci, orice organizație sindicală legal constituită nu poate fi dizolvată decât în urma unei adunări generale a membrilor săi. Așa. Așa că Liga Sindicatului este funcțională astăzi din acest punct de vedere, are personalitate juridică, da? Și este o organizație de tip federativ. Ce povestim, domnule? Pentru că putem spune clar cine sunt. Ei că nu plătesc cotizație către Liga Sindicatului Miniere Valea Jiului, nici nu avem nevoie. Și vă și spun de ce. Pentru că ați luat miliarde de lei de la CNH. Prin articol contractual, nu corect, din
Contractul colectiv de muncă aplicabil perioadei 2009-2010. Da. Foarte corect. Ce asta cu și muntele nu ia jumate? Muntele nu vă interesează pe dumneavoastră. Poate interesează pe telespectator. Pe dumneavoastră nu vă interesează. Păi nu, pentru telespectator. Dar nu trebuie să spuneți dumneavoastră. Nu dumneavoastră spuneți mie. Eu nu ascult. Ce asta trebuie să spuneți dumneavoastră. Nu trebuie ce faci tu cu banii la sindicat și pe unde îi mătrășești. Actele mele sunt la verificat. Muntele nu ia bani de la CNH. Nu. Muntele trăiește doar din cotizația membrilor de sindicat și avem un leu de membru de sindicat cu care funcționează sediul central al sindicatului Muntele, din care sunt plătiți trei angajați. Eu am întrebat pentru lumea care nu știe. Da, e o să vorbesc mai departe, domnul Bram. Deci, din acest punct de vedere, această organizație de tip federativ funcționează. Cum funcționează fără bani este treaba ei. Ai cu totul altceva, nu-i problema lui Nica sau a celor de la sindicatul Muntele care nu sunt de jumătate, nu sunt fără bani. Sunt bani mulți. Deci nu te interesează pe tine ce s-a făcut. Pe telespectator, nu pe mine. Dar pe de mine ce nu mai spui pe telespectator. Te-am întrebat ce ai făcut cu banii de la organizația sindicală pe care o conduci tu? Nu mă interesează. Eu am acte. Dar nu mă interesează. Și eu am acte. Stai, știu, că eu contabilicești asta foarte bine. Însă, un singur lucru vreau să vă mai spun și cu asta închei etapa legii sindicatelor. Ne erijăm acum în mari negociatori și în mari lideri de sindicat. De fapt și de fapt, telespectatorii vor să audă un singur lucru din punctul meu de vedere. Dom'le, de ce au venit oamenii ăștia în emisiune? Se spune niște lucruri. Păi s-a spus și pe cine reprezint. Tu ai spus pe cine reprezinți și cu asta basta. Nu mai minți că mi-ți și pe ministrul Niță la Deva. Te rog eu frumos. Eu nu m-am altceva am vrut să spun. Problema este cu totul și cu totul alta. Da. În primul și în primul rând, dacă vrem să fim responsabili și vrem să facem ceva pentru acești oameni, facem. Dacă vrem să fim șmecheri și să venim aici la tipurile de pe stradă și să le dăm spectaculoși și lideri de sindicat de ăștia așa, numai de dragul de a contraba pe unul, pe altul, să șeală. Pentru că urmează o perioadă foarte dificilă, din punctul meu de vedere, nu numai pentru sindicaliști, ci și pentru complexul energetic cu Nedoara. Plus faptul că mai urmează și o perioadă ulterioară în care va fi un pol de mix energetic complexul energetic Hunedoara și atunci lucrurile vor sta și mai și. Mai și. Da, vreau să vorbim și de viitor un pic. Da, domnul Nica, acum vă rog. Da, am venit aici în polemici. Da, să încheiem vis-a-vis de reprezentație. Da? Adică eu sunt președintele sindicatului Muntele. Cum spun unii, cum nu spun alții, deocamdată printr-o hotărâre judecătorească, Nica este președintele sindicatului Muntele și reprezint, cum v-am spus, 3612 membri de sindicat. Iar colegul meu trebuie să-mi spună, reprezintă Federația Energetică, reprezintă Liga Sindicatelor Miniere, pentru că a discutat despre complexul energetic Hunedoara, a discutat despre preparație, despre Lupen, despre Salvamin, trebuie să ai o autoritate ca să vorbești în numele lor. Eu vreau să clarificăm foarte clar lucrul ăsta. Eu când vorbesc despre Liga Sindicatului, eu nu vorbesc într-un mod răutăcios, că nu mă interesează nici că au câștigat procesul acum câteva luni de zile și au luat 2,5 miliarde, nu știe nimeni ce a făcut cu ei. Da. Nici că mai au încă două procese pe rol, tot pentru recuperarea unor bani care, într-adevăr, erau prevăzuți pe contractul colectiv de muncă. Ascultați numai o secundă și o să vă lămuriți că am dreptate. Articolul 40 din legea 62, după care trebuie să funcționeze și Zoltan Lacătuș ca președinte al unei organizații sindicale, spune: în cazul în care o organizație sindicală nu mai întrunește condițiile minime de constituire, orice terț interesat poate solicita instanței competente dizolvarea organizației în cauză în baza unei cereri motivate. Să vin, bineînțeles, ca să formezi o federație trebuie să ai două sindicate constituite la nivelul acelui sector de activitate. Să-mi spună care sunt cele două sindicate care sunt afiliate la Liga Sindicatelor Miniere și fac parte în același sector de activitate. Eu sunt curios să vă spun de ce. Îți răspund, dar răspunsul te pripești. Te pripești. Nu, Nu se pripește. Federația Energetică are o reprezentativitate luată la nivel de sector de activitate în baza unor afilieri a sindicatelor despre domnica care... Ce? Nu, stai. Zău așa, lăsați-i să răspundă. Păi nu, vă răspund eu prostie acum. Lăsați-i să spună care sindicatul e energetic. Domnul Brad, să fie domnul Brad, suntem la emisiunea dumneavoastră sau suntem la Crâșmă aici? Vă spune. Dom'le, eu cred că Nica la Crâșmă, eu sunt la emisiune. Eu am impresia că discutăm două lucruri diferite. Asta am vrut să spun, da, să domnule, această federație și INSEMEX-ul, avem și sindicat afiliat de la din Valea Jiului, din cadrul societăților. INSEMEX-ul este la Liga Sindicatelor Miniere. Bineînțeles, dacă n-ai știut, la revedere. Președinte. Da. Nici nu știi ce aveți în Liga atunci. Bate palma în direct și dacă am dreptate, îți dai demisia după funcția nu de președinte. Nu dau demisia. Ați recunosc în mod... Nu, doamne, păi, dar hai discutăm, păi nu stăpă pe așa. Nu, eu vreau să spun altceva, nu mă un pic. Și SMX-ul nu este în același sector de activitate. Facem liniște, numai puțin, domnule. Nu un pic, vă rog frumos să-mi termin ideea. Că pe Nica lăsa să
Zice că le vrăgeați aici numai niștouri și crâșme. Altceva vreau să vă spun. Destul se spune și mie când a avut loc o adunare generală acestui sindicat, nu 15 salariați, care l-au pus pe Nica președinte. Dacă îmi spune mie că este ales de 2000 de oameni, ridic pălăria și mă înclin. Și la revedere, nu mai vorbesc niciodată de mâncare. În momentul în care tu n-ai făcut o adunare generală, tu niciodată nu ai făcut o alegere și voi v-ați pus acolo sindicaliști pe 4 ani fără să faceți absolut nimic, înseamnă că avem o problemă, domnule. Avem o mare problemă. Suntem mai în legalitate față de unul care a ieșit la pensie de 3 ani de zile și rămâne președintele unui sindicat la unitate minieră. Sindicatul a făcut adunare generală la nivelul fiecărui departament și urmează numai o secundă și urmează în perioada imediat următoare să facă o adunare generală unde să întrunească toți membrii de sindicat din tot teritoriul. Da, ca în mai, când s-a spus că vor face conferință. Putem să-i răspundem acest dutui domn peste Donose. Domnul, da, îi dau răspuns cu eu. Numai puțin. Care spune în primul mesaj, repet încă o dată. Da, am reținut mesajul, domnul. La doamna Mariana Câmpianu, așa. Am reținut mesajul. Haideți să spun. Veni și al doilea. Să-l punem pe acela. Amândoi lideri de sindicat la București, la Mariana, și să ceară schimbarea legii pensiei de la minerii împreună cu parlamentarii. Și vrea răspuns. Domnul Bran, eu în primul și în primul rând mă duc fără bani de la Societatea Națională a Huile și fără Ford. Da? Mă duc pe banii mei și mă duc cu mașina mea. Da? Cu mașina organizației. Cu mașina organizației. Mai departe, în momentul în care noi ar trebui să facem demersurile, vreau să vă spun că Liga Sindicatului, împreună cu BNSU și Federația Energetică, ca să fie pe plac lui Nica, a făcut mai multe demersuri. Însă, un singur lucru nu-mi convine mie. Doamna Mariana Câmpeanu a venit în Valea Julii și a făcut anumite promisiuni. Și inclusiv promisiunea prin care va modifica legea pensiilor și în special celor cu activitate în industria minieră. N-a făcut-o nici până acum. Este o mare gafă și spun acest lucru pentru că în momentul în care ai cerut voturi din Valea Julii, ți le-ai asumat și răspunderea pe care ți-ai asumat și răspunderea pe care trebuie să o ai pentru aceste voturi, însă voturile au fost date, dar nu s-a întâmplat nimic pe urmă. Deci mi se pare un lucru incorrect, imoral, din punct de vedere al unui ministru care este și deputat de bună doară. Deci am făcut demersuri, am primit răspunsuri prin care nu pot fi modificate acele paragrafe din legea pensiilor, de fapt este... Încă nu pot, nu se dorește. Deci nu pot fi modificate pentru chipurile că au fost făcute acorduri cu banca, cu fondul și așa mai departe, iar orice modificare de 0,001 la mie a fondului de pensii nu face altceva decât provoacă insustenabilitatea pensiilor la nivel național. Foarte interesant, gândesc eu. Adică pentru partea de armată se poate, pentru alții se poate, pentru anumite categorii socioprofesionale din România se pot da și mărit de salariu, exemplu cele care au fost date prin fel și fel de instituții ale statului, dar pentru minerii din Valea Jurului, de fapt pentru cei care sunt în condiții speciale, că vorbim de metalurgiști, de mineri, vorbim despre acrobați și așa mai departe, aviatori, este o gafă mare. Am înțeles. Poate Crejmarul să mai pună o întrebare? Da, cum sunt? A zis că suntem la Crejma aici. Nu, dumneavoastră nu, ieri la Crejma. Nu, sunteți mediator. Să spună domnul Nica cum a tăiat din drepturile celor de la suprafață din prime. Ghiță din Lupeni. Ghiță din Lupeni, eu am curat să spun în mod deschis că vorbește ce nu știe. Dacă el are vreun drept tăiat referitor la activitatea de suprafață, să și spună care este. Dacă discutăm de anul 2012, acest Ghiță care a trimis acest mesaj, care să mă caute pe mine și să-mi spună în față acest lucru, pentru că discutăm de anul 2012, în care nu el a stat pe străzile Petroșanului și pe scările companiei în față la 4.000 de mineri și nu el a trebuit să gestioneze o situație în care toți salariații companiei naționale a UILE au primit 10% în plus la salariu. Așa că e o întrebare tendențioasă, probabil că este din vreun sindicat afiliat la Energetica sau la SMVJ. Nici nu răspund la așa ceva. Cum, domnule, care are salariați din de la suprafață, domnule? Deci, cum adică să fie din partea asta? Dacă mai vine una pe numele domnului Lacatoș, o să spună că e de la nu, domnule, eu nu am nicio problemă. Eu chiar răspund. Răspund de ceea ce fac. Fac public numărul meu de telefon și să mă sune Ghiță. Nu e nicio problemă. Să-mi spună ce nemulțumire. Deci în momentul în care tu nu dai
Băi, primele și primele de sărbători la fel cu partea de suprafață, ai o problemă că și tu ai membri de sindicat de la suprafață. Nu poate, nu poți să fie numai anul 2013 este un an în care lucrurile s-au reașezat, dacă putem să spunem așa. 2012, dacă este luat ca și an de reper, facem cea mai mare prostie, dar din răutatea anumitor personaje, fie că din lumea politică, fie că din lumea sindicală, din această răutate o tot aducem în vedere situația anului 2012. Repet, anul 2012 a fost un an în care a trebuit minerii să înceapă munca după o săptămână de grevă, în care a trebuit să gestionăm un buget deja aprobat de către Guvernul României, ori să tot blamăm acum că ce s-a întâmplat cu tichetele alea, că s-a dat mai puțin la unii, mai mult la alții, așa s-a putut gestiona situația anului 2012. În anul 2013, prima de Paște a fost la fel pentru toată lumea. Bun, domnul Lacătoș, care a fost cea mai urâtă acuzație care v-a fost adusă de vreodată de Bebenica și de sindicat și de care, peste care nu puteți trece? Nu, Bebenica nu face acuzații, el lucrează pe la spate. El lucrează cu alte persoane. El lucrează cu persoane infiltrate din staful pe care l-am avut. Așa a făcut și cu Titel, așa deci a făcut și cu Banc, așa a făcut și cu mine. Deci pozează într-un om foarte prezentabil și amiabil, dar de fapt și de fapt în spate și în spatele acestei fețe de altfel plăcute, că nu pot să zic altceva, se ascunde altceva. Deci se ascunde altceva. Pentru dumneavoastră, domnule. Deci puteam să-l dau afară de 3 ori de la Liga Sindicatelor, dar m-am gândit că are familie și are copii de crescut și îmi pare rău să fac așa ceva. Pentru că la vremea respectivă trebuia să-l dau afară. Asta, nici n-ar fi pentru că trebuia să-l pun în discuția organizației, trebuia să-l pun în discuția unei alegeri a conferinței și așa mai departe. Nu legal, de legalitate. Ascultați-mă, domnul Brand, de legalitate nu era o problemă. Problema era alta, că nu venea la servici și așa n-a făcut nimic cât a fost lângă mine, stați liniștit. Numai invers i-a făcut. Deci a avut vreme să lucreze. Deci asta vă deranjează la... Bineînțeles, nu mă deranjează. Asta e stilul lui. De fapt, l-am perceput și eu. Aceeași întrebare, doamne. Bine, eu aș putea, dacă așa, să mai detenționăm oarecum puțin atmosfera, să-i reproșez la Zoli că n-a reușit, din punctul meu de vedere evident, dar și altor colegi de-ai mei, să se actualizeze cu gândirea la nivelul zilelor pe care le trăim. A sta tot timpul că ce am făcut eu, ce am dres, a nu pierde, a nu face, deci, și a rămâne cu mintea blocată în trecut când lucrurile erau bune. Haideți să vedem dacă se poate compara activitatea sindicatului Muntele în anii 2011, 2012, respectiv 2013, cu ceea ce a trăit Liga Sindicatelor Miniere, și nu o spun cu răutate acum, numai ca să demonstrez un fapt real. Cu anii 2010, 9, 8 și așa mai departe, putem să coborâm înapoi, în care în Valea Jiului se trăia bine. Orice om care lucrează în minerit știe foarte bine că în 2007-2008 trăia mai bine ca astăzi. Era România pe un val economic care s-a răsfrânt evident și asupra noastră. Erau sâmbetele plătite dublu. Nu era nicio problemă de să nu intre oameni în mine, să nu iasă din mine. Să fim serioși, au apărut în 2009 primele mișcări, la sfârșitul anului 2009, când aveam o problemă cu bugetul de venituri, că nu mai reușeam să avem în fondul de salarii suficiente sume ca să dăm salariile întregi până la sfârșitul anului. Și a fost acea grevă, nu mai țin minte exact data, de la Mina Lupen, când am plecat, era ministru Videanu și am plecat după masa la București. S-au dat acele etichete în compensare, s-a dat 85% din salariu și etichete, că nu mai știu de ce sumă, atunci au început să apară problemele în Valea Jiului. Și dacă vorbim de a gestiona o situație în care toată lumea trăiește bine, bani și la organizație, din cotizație, din cotizația sindicatelor, din fondul de 5,8 la 1000, în care îți puteai permite să rămâi angajat organizației sindicale, să poți să ai o mașină cu care să te deplasezi, nu cum bine spunea Zoli puțin mai devreme, că el merge cu mașina lui, bine, nu e a lui, că nu știu cui îi leganza asta, dar nu e a ta, deși nu am văzut pe nimeni conducându-o, în afară de șoferul de la Ligă. Dar trecând peste asta și că ți-ai mai pus câte un concediu cu ea, dar nu, asta e viața, ce să facem. Nu e adevărat. Deci, asta este diferența între ceea ce a fost și ceea ce este. Astăzi, cum vă spuneam, sindicatul Muntele trăiește cu un leu
și are 3 angajați. La vremea respectivă nu exista problema asta financiară. Eu nu spun cu răutate, repet, pentru că atunci, într-adevăr, organizația sindicală avea o bază de desfășurare a activității foarte bună. Am înțeles. E foarte frumos vorbește. Foarte frumos, extraordinar de frumos. Problema este alta. Situația socioeconomică care a fost în 2010 a companiei, situația care a fost în 2012 a compania Societății Naționale a Huilei, în 2013. Deci sunt lucruri total diferite. N-are nicio legătură una cu alta. Pentru că fiecare, la timpul lui, trăiește niște momente ale vieții. Culmea este că eu sunt tot angrenat în realitate și nu sunt rupt de realitate, cum spune Nica. Pentru că lucrurile sunt cu totul și cu totul altfel. O să vedem mai departe care va fi angrenat în actuala realitate și care trăiește în trecut. Pentru că urmează lupte grele. Din punct de vedere al complexului energetic, din punct de vedere al complexului energetic, al unui mix de energie care va fi un pol de energie chiar aici, în județul Hunedoara, și nu va fi departe. Și atunci să vedem dacă suntem angrenați, într-adevăr, pentru munca sindicală. Previziuni, care cum vedeți complexul energetic? Se face, merge treaba, e bine... În câteva fraze, nu lungi. E un moment delicat al acestui complex energetic. Da. De ce? Pentru că s-au făcut foarte multe cheltuieli de către Societatea Națională a Huilei în ultima perioadă, contracte peste contracte, care n-au nicio legătură cu realitatea, care s-au umflat din punct de vedere al prețurilor din caietul de sarcini și care au aruncat și au angrenat în așa fel gigacaloria încât a luat o razna. Din acest punct de vedere, e o mare problemă. Pentru că sunt două pierderi, de fapt și de fapt, în cadrul unui complex energetic și al complexului Hunedoara. Unul dintre ele se referă la prețul pe gigacalorie, care are repercursiuni și în prețul megavatului și, bineînțeles, în prețul de vânzare al megavatului ulterior. Din acest punct de vedere, sigur că acest complex energetic Hunedoara are o mare, mare problemă. În al doilea rând, se pot face și anumite reduceri de cheltuieli. Vi l-am spus și în emisiunea trecută, sunt foarte multe aspecte. Dar sunt și probleme de organizare, sunt și probleme de organigrame, sunt și probleme de altă natură. Un exemplu vă pot da, chiar a declarat și ministrul Niță la vremea respectivă când a fost în Valea Jiului. Nu vor mai fi atâția directori-directoraj, vor fi mult mai puțin și sigur că da, va fi un șef de exploatare. Că va fi un alt staff, sigur că se negociază și acum anumite organigrame din punct de vedere al complexului și o să urmeze și Societatea Națională a Huilei. Dar vreau să vă mai spun încă altceva. Din punct de vedere sindical, nimeni să nu creadă, și o spun cu toată responsabilitatea, că energeticienii sunt împotriva minerilor. Nu este adevărat, fals. Pentru că Nica i-a dat un exemplu la DEVA ministrului în care spunea că cei din energie au un salariu mediu brut de 39 de milioane. Fals. Au 29 de milioane. Deci mult mai puțin decât minerii din Valea Jiului și cei care lucrează în cadrul Societății Naționale a Huilei astăzi. Prin urmare, lucrurile trebuie să fie gândite în așa fel încât toată lumea să-și păstreze sau să câștige ceva. Nu cum au câștigat inspectorii sociali salarii și sport de conducere, că nu conduc pe nimeni. Foarte interesant, într-o organigramă, chipurile pe un nou contract colectiv de muncă și Nica lucrează la SNH. E adevărat? Nu are pe nimeni în conducere. Nu conduce pe nimeni, dar el are funcția de inspector social. Nu se poate pe nimeni, așa ceva. Dar nu se poate așa ceva. Responsabilități. Trebuia ei să dea concurs pe post. N-are nicio legătură, o funcție în organigrama administrației cu funcția de inspector. În continuare, foarte pe scurt, trăim niște răutăți aruncate. Când salariații nu au primit niciun ban la salariu. Vis-a-vis de reducerea cheltuielilor, vreau să fac specificația că 70% înseamnă cheltuială cu munca vie. Dacă Zoltan Lacatuș vrea să taie drepturile și facilitățile salariaților din cadrul exploatărilor miniere, să vorbească în continuare de reducerea. E fals. Deci, printr-un document arătat ministrului Niță, s-a demonstrat foarte clar că dacă se renunță la toate drepturile și facilitățile din contractul colectiv de muncă și rămâne doar salariul angajatului, astăzi, când stăm de vorbă, ajunge prețul gigacalorie undeva la 88-89 de lei. Nici măcar asta nu salvează complexul energetic din punct de vedere economic. Iar restul sunt că în loc de director ești șef de exploatare. O întrebare unul altuia și răspund repede. Vreau o întrebare domnului. Nu, un singur lucru vreau să spun și cu asta încheiem. Hai că trebuie să încheiem. Deci niciodată n-am spus că minerii trebuie să aibă drepturile ajustate. E fals. Deci eu n-am spus așa ceva. Lucrurile sunt așa denaturate. Eu vreau să vorbesc foarte clar și foarte precis. Eu ce întrebare se pun adică să și răspundă. Repede și pe scurt. Ce întrebare să-i pun? Puneți-o întrebare. Asta, că eu îi pun întrebări. Asta, puneți-o întrebare, așa ar fi frumos. Așa e frumos? Da. Ce vă arde pe suflet? Dacă nu-l mustră conștiința că el și-a pus un leu la salariu și în detrimentul celorlalți salariați pe care chipurile îi reprezintă.
matematic vă demonstrez că n-am niciun leu în plus la salariu, la venitul meu salariat, n-am niciun leu față de ceea ce aveam înainte. Și eu întreb pe partea cealaltă, de unde atâta dorință și abnegație în lumea sindicală, atâta timp când nu ai niciun beneficiu? Pentru că ăsta mi-a fost caracterul și mi-este caracterul în continuare. Bun. Domnilor, eu vă mulțumesc. Sper că telespectatorii noștri au urmărit o emisiune din care au aflat foarte multe lucruri pro și contra despre un sindicat sau celălalt. Important este să tragă concluziile cele mai bune și să răspundeți acestor oameni, că nu i-a spus domnului... Mai era o întrebare. Păi mai era o întrebare cu... Da, se răspundă... Când mergeți la minister să faceți treaba aia? Există inițiative făcute. Da? Noi avem trimise și către senatori și către deputați și în ceea ce privește gratuitățile pensionarilor și în ceea ce privește și calcularea pensiilor. Bun. Sigur că și în ceea ce privește integrarea societăților sub același minister, că e și asta o mare problemă de funcționare. Unii sunt la Ministerul Economiei, unii sunt la Ministerul Energiei. Noi nu avem același șef. Vă mulțumim pentru atenție și, stimați respectatori, urmează știrile Capital TV, transmise de Ania în direct din studioul celălalt, după care Puterea Cuvântului și mai târziu Noapte, Valea Julii, Univers. Rămâneți pe Capital TV, Capital FM 92.5 și nu uitați, toate emisiunile le puteți viziona pe capitaltv.ro, toate emisiunile postului nostru de televiziune. La revedere!